Există multe mituri și legende pe care omenirea le credea, doar niște mituri. Până acum. prima legendă începe în Scoția, la lacul Loch Ness, unde poate știți sau nu, aici există monstru din Loch Ness sau cum a fost botezat Nessie. Acesta este un dinozaur din rasa Plesiosaur care a supraviețuit epocii glaciare și acum el locuiește el în, ap în, apă și în noată și mănâncă tot ce apucă. De-a lungul anilor au apărut multe legende cu care ar fi fost văzut că se dădea cu loțiune de plajă de la Nivea sau că nota cu Bigfoot. Tot în ultima perioadă au început să apară poze de pe Google Earth cu el pe fundul apei cu un tap acolo Și cel mai probabil mai devreme sau mai târziu va veni Jeremy Wade de la Rival Monsters după Discovery Și cel mai probabil o să-l prindă și o să facă Discovery un rating foarte mare În a doua legendă este vorba despre Bigfoot sau Sasquatch Se zvonește că aceasta este o maimuță foarte mare, mai mare ca orice gorilă care evident după nume Bigfoot are un picior foarte mare, cred că de mărimea 60 și ceva. Această maimuță se zvonește că locuiește undeva prin pădurile din America de Nord unde se plimbă foarte mult pe acolo. Nu există foarte multe dovezi în legătură cu aceasta, deci în afară de poze de pe social media, adică Facebook și Twitter, poze din satelit cu Google Earth, n-ar mai exista alte dovezi cum că aceasta ar fi reală. Asta și urmele de picioare și poate cine știe, o fi lăsat și niște și cum au mai apărut și câteva modele la noi în țară. În a treia legendă este vorba de un văr mai îndepărtat al lui Bigfoot și anume Yeti. Yeti sau omul zăpezilor cum este cunoscut. Legenda spune că acesta locuiește în munții Himalaya deci la peste 7000 de metri altitudine prin zăpezi pe acolo și evident ca la Bigfoot apar o grămadă de poze pe social media cu el sau de pe Google Earth. Nici cu acesta nu există foarte multe dovezi, deci singura șansă ca să-l puteți vedea trebuie să mergeți în masivul Himalaya și poate o să-l găsiți pe acolo. O ocazie numai bună să vă faceți un selfie și să rupeți butonul de like pe Facebook. De la mamifere din păduri trecem la pești de pe fundul oceanelor și anume la megalodon. Poate unii ați auzit de el din nenumărate filme, dar hai să vă spun povestea științifică. Megalodonul este o specie de rechin care trece pe fundul gropii mareanelor, cea mai adâncă zonă de pe pământ cu peste 10 km adâncime, este pe undeva pe lângă Arhelagul Filipine și ca să vă faceți o idee cât de mare este acest rechin, e aproape la fel de mare ca Oana Roman. De pe fundul oceanului mergem pe Marte, unde mereu apar zilnic Poze cu negri care stau pe pietre se gândesc la viitorul lor, neamuri de ale lui Ciubaca care stau și pasc deși pe Marte numai praf și nisip și diferite pahare de cafea probabil cumpărate către marțianul Marvin care și-a luat un Big Mac de la McDonald's-ul Interstellar de pe Marte ne întoarcem pe Pământ în zona 51, unde aici există cea mai mare activitate extraterestră. Se spune că prin anii 1900 toamna a aterizat o navetă extraterestră, un zene mai bine zis, care în el se aflau trei extraterestri. Doi au murit la aterizare, unul a rămas în viață, iar cercetătorii americani au construit repede baza acolo și l-au disecat și au făcut experimente pe el. Dar vă spun, Aici în zona 51 nu se află doar extraterestri. Aici se află și Elodia A fost adusă de Cristian Cioacă Elodia încă este în viață și învață pe cei de la NASA Și de la Pentagon cum să joace vații ascunsele Și tot aici se află și buletinul lui Smiley Ascuns de domnul Black și domnul White Și din zona 51 mergem la o aruncătură de băți De Statele Unite și anume în triunghiul Bermudelor Aici se susține că orice vapor sau avion care a trecut prin acea zonă nu s-a mai întors niciodată. Unii cercetători susțin că este o activitate magnetică care atrage tot metalul pe fundul oceanului. Alții susțin că acolo ar fi o poartă care aduce spre Atlantida. Dar, sincer, oameni care dispar într-o zonă triunghiulară, asta poate însemna un singur lucru.